Domnul director PPN o să vă explice ce se întâmplă astăzi și pentru ce suntem noi aici. Dragi camarazi și prieteni ai Muzeului Județean de Istorie Brașov, dragi oaspeți ai orașului Brașov, dragi brașoveni, deschidem a patra ediție a Festivalului de Reconstruire Istorică Brașov. Anul acesta, tematica festivalului este campania armatei române împotriva Ungariei bolșevice. Acest festival este organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov, cu susținerea Consiliului Județean Brașov și a primăriei Brașovului Brașov și cu sprijinul nemijlocit încă de la prima ediție a Asociației 6 Dorobanți. Dar despre invitații noștri și Asociației 6 Dorobanți o să le invit să vină alături de mine să ne vorbească și despre programul acestor zile pe camaradul nostru, domnul Horia Șepănescu. Mulțumesc, domnule director. Stimați oaspeți ai festivalului a patra ediție a festivalului de istorie de istorie istorică de la Brașov. Tema, așa cum anunțat și domnul director, tema din acest an este campania din armatei din anul 1919, deci lupte cu data de armata pentru apărarea României mari. Cu acest prilej, asociația de reconstruire istorică aflată în fața dumneavoastră, din păcate nu sunt toate, pentru că unele au ajuns toate de ziua din cauza distanței, mâine ne veți putea vedea pe toate la Dudu, prezintă aspecte ale luptelor cu date de armata română în urmă cu 100 de ani. Și anume, de data aceasta, așa că ca la orice festival de reconstruire istorică, veți putea să vedeți istoria pe viu, istoria pipăită, să atingeți istoria. În fața dumneavoastră, în prezent, se află detașamente care reconstituie armata română, atât armata română din vechiul regat, care a trecut Carpații și a luptat în fața României mari, dar și unitățile create în Transilvania, unități naționale, precum și, veți avea ocazia să vedeți, este o premieră, acele armate cu care armata română s-a confruntat, sau armate aliate, sau armate cu care armata română s-a confruntat în acel context istoric specific. Vorbim de o epocă situată acum 100 de ani și este bine să cunoaștem toate aspectele care au dus la realizarea în final și recunoașterea Tratatului Internațional României mari. Voi începe cu prezentarea pe scurt, pentru că mâine veți putea vedea mai în detaliu după participante, cu flancul drept al detașamentului nostru. În flancul drept, cu drapelul de regiment, se află un detașament al Asociației Tradiții Ostrășești, echipat cu uniforme ale armatei române din timpul primului război mondial. Sunt uniformele pe care le-au purtat și în campania din anul 1919. Prezentă particularități ale acestor uniforme, care nu s-au regăsit în faze de final, în faze de inițiale ale luptelor de armata română. Veți vedea mai precis în zilele de mâine și de duminică la standul de mare. De asemenea, prezentăm și Gărzile Naționale Românești. Sunt acele formațiuni care s-au creat în Ardeal din voluntari care au creat, într-o fel, premizele mai creat armate române și din care câteva luni mai târziu, primăvara anului 1919, s-au creat noi mari unități ale armatei române. După cum veți vedea, militarii respectiv poartă încă uniformele armatei chezaro-crăiești, armatei austriece, însă ele sunt ornate cu însemne românești, o carte, banderole tricolore. De asemenea, ca orice prezentare de acest gen, vedem și forțele auxiliare care au avut o contribuție importantă la desfășurarea luptelor, vorbim de serviciul sanitar, cu și un sergent de stradă, acele formații care se luau paza și vechiul regat și după aceea s-au extins și în noile teritorii. Detașamentul în flancul stâng prezintă armatele străine, aliate sau inamice la acea dată.
vom începe prezentarea cu doi militari din armata britanică și franceză. Știm bine că trupele aliate, franco-britanice, au înaintat dinspre Salonic în anul 1918 și apoi s-au îndreptat spre Europa Centrală, trupele franceze, cele britanice spre Viscu pentru a proteja teritoriul României împotriva atacurilor forțelor bolșevice ca urmare a lucrurilor desfășurate începând în 1917-18 în acea regiune. Deci aceștia sunt aliați și de asemenea avem și infirieră britanică care a însoțit de asemenea trupele britanice. În continuare sunt trupele, sunt niște uniforme mai exotice, prezentate pentru prima dată. Este chiar uniforma pe care eu o port, este o uniformă de ofițer, de comandant, de mai multe ofițeri ai armatei roșii rusești, cu care trupele române s-au confruntat pe Nisul. Uniformele, veți vedea, cum explicam în detaliu, sunt uniformele armatei imperiale ruse, însă cu însemne ale armatei bolșevice nou create. Veți vedea mâine în detaliu toate aceste elemente. Apoi avem niște militari din armata ungară, atât forțele armate republicii ungare, nou create, cu pătesc mai femeie, și unități ale armatei Ungariei comuniste, ale Belacur. De asemenea, vedem și unități ale armatelor albe, pentru că când partea de răsărit a Ezenisul au activat numai forțe naționaliste, ci și forțe naționaliste ruse, vreți mai rămâne în detaliu uniformele grăților Tratatele de pace de la Paris, dar ele au fost urmărite și cu arma în mână pe timpul de lucru. Detalia acestor evenimente îi veți afla mâine, vă invităm cu ora 10 și duminică în fața Muzeului de Dumnezeu de Zvării. De asemenea, vă recomand o înțelegere mai bine, mai bună a ECOGI, să vizionați expoziția de fotografie realizată de către Muzeul de Istorie din Brașov, care vă va lămuri cu toate aspectele, toate aspectele acelei ECOGI extrem de complicate. După 100 de ani, noi privim cu detașare aceste evenimente, demarcăm, le registrăm cartane și se vine ca generațiile actuale să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani. Și, mă rog, să evităm pe viitor ca momente dramatice să se mai producă. Asta este și venirea activităților de reconstruire istorică. Eu vă mulțumesc și vă invit din nou mâine la ora 10 în fața Muzeului Național. Ne apropiem de sfârșitul primei activități din prima zi a festivalului nostru. După cum ați aflat, acest festival nu este despre învingători și învinși, este despre cum putem folosi istoria ca lecție pentru prezent și pentru cum gândim viitorul. Și iată, acești oameni îmbrăcați în uniforme, atât de pasionați de istoria militară, vor fi ghizii noștri până duminică și prin istoria României, dar și prin istoria Europei. Mulțumesc încă o dată, tovarășe, ofițerul Șerbănescu. Și acum, pentru că avem un drapel deja, care a sosit un drapel românesc, o să mai avem o ceremonie de final. Pentru că dau microfonul, că dau doar o comandă domnului general. Vă mulțumesc și succes în continuare. Domnule locotenent, aveți comandă! Gata! Pătașare! Garda la drapel, în formație, marș!
Gata la drapel, pentru onor, înainte, prezentați! Hai! Detașament! Hai! Pe umăr! Hai! Detașament la dreapta! Pornire stânga împrejur! Asta e manevră! Nu fiți putut să-ți faci. Ești informat odată, că ești informat.
Frumos, faceți loc! Stângu! Stângu! Stâng drept! Stângu! 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 Stâng drept! Stângu! Stângu! Pe loc! Stai! La stânga! La picior! Arm! Pe loc, pe pauză! Știu, știu.
nu știu, m-am... BVTV. Așa. Așa. Nu, hai, dă-mi de ce îl împinge. Ce pune? Ce pune? Ce pune? Ce pune? Nu merge, nu vreau. Dă un pic de voie, trebuie să faceți fotografii, dacă asta nu e niciun fel de problemă. Are tu de dinălor? Acum ai putești doar în acolo, nu știu să facem să facem. Se movi? Se partiza? First word, Romanian, first Romanian, some British, Russian, Hungarian, yes, from the first word, okay. It's a battle between the Romanian army and Hungarian Bolshevik. Yeah. And from the battle of the Romanian army, going pagina de BVTV.ro, reconstituirea din regionul de la 19. Și vreau să fac ei muzeea viitoare când România a reclamat sau acum că nu ești fost. Nu, e fost atât mic. E România, dacă e fost mic, dacă e fost mic. S-a gândit primarul să-i facă o echipă. N-are nicio echipă. Păi era tare să ai gândit toată fiția. Lasă-i! Nu mă gândi și la tine, mă, frate! Nu mă gândi și la tine, mă, frate! Nu, frate! Băi, n-am văzut! Thank you.
crud, ca să nu rămână cu camerele. Nu vă ascundeți, că tot de Detașament aliniat! Detașament! Reț! La umăr! Fal! Detașament la dreapta! Ocolire la stânga! Pas de manevră! Înainte! Marș!
Stângu! Stângu! Stâng-drept! Stângu! 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 Stâng-drept! Stângu! 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 Stâng-drept! Stângu! 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 În linie pe un rând! În linie!
fie pe un rând, paliați! Avem loc? Hai, avem loc! La linia albă, la linia albă! Bună ziua, soldați! Să trăiți! Detașament, preț! Detașament, la picior! Arm! Pe loc, repaus, eu că se întâmplă. Detașament, pe loc, repaus! Detașament, rupeți rândurile, marș! Thank you.